Municipiul Buzău este situat în sud-estul României, într-un punct de întâlnire între dealurile subcarpatice și Câmpia Bărăganului. Cu o suprafață de 80 și 1,3 km pătrați și o populație de peste 103.481 de locuitori, conform datelor din 2021, Buzăul este un oraș plin de viață și încărcat de semnificație istorică. Numele orașului Buzău își are rădăcinile în trecutul îndepărtat al acestor meleaguri. După cum susține istoricul Vasile Pârvan, numele provine din radicalul tracic buze, care ar fi însemnat sărut sau gură. Acest radical, completat de sufixul greco-latin aios eus, a dat naștere numelui Buzău, purtând în el ecoul strămoșilor traci. Descoperirile arheologice din Parcul Crâng dezvăluie o locuire continuă, încă din mileniul al IV-lea înainte de Hristos, cu vestigii aparținând culturii Gumelnița. Un mormânt din epoca bronzului, atribuit culturii Monteoru, 2200-1100 înainte de Hristos, a fost descoperit tot în această zonă. În plus, complexuri de locuire getodacice au fost identificate în zona industrială Buzău Sud și în zona străzilor Bucegii Bistriței, ilustrând continuitatea și diversitatea culturală a regiunii. Râul Buzău a jucat un rol esențial în dezvoltarea așezării, oferind resurse vitale și facilitând comerțul, așa cum afirma profesorul C. Dumitrescu. Satul Dac, așezat pe malul râului Buzău, unul dintre râurile însemnate ale Munteniei, la ieșirea lui dintre dealuri și acolo unde râul prezintă un vad foarte accesibil, Buzăul oferea lemn pentru construcții și foc, din abundență, pește în bălțile din jur și din râu, imaj pentru vite, teren pentru agricultură. Prima mențiune documentară a râului Buzău este legată de martiriul Sfântului Sava, înecat în apele acestuia în anul 372. Documentul Pătimirea Sfântului Sava, redactat în anul 376, se păstrează în copii la Biblioteca Vaticanului și Biblioteca San Marco din Veneția. Ziua de 12 aprilie, când a fost martirizat Sfântul Sava, a rămas în calendarul creștin-ortodox ca zi de prăznuire a acestuia. Din mai 1996, Sfântul Sava este patronul spiritual al Buzăului. Prima mențiune documentară a Buzăului ca târg și punct de vamă datează din anul 1431, într-un document emis de Dan al II-lea. Această atestare confirmă importanța economică a orașului în Evul Mediu, fiind un nod comercial între Țara Românească și Transilvania. În anul 1500, domnitorul Radu cel Mare, cu sprijinul patriarhului Nifon, înființează Episcopia Buzăului, transformând orașul într-un important centru religios și cultural. În 1571 este construită Mănăstirea Banu, ctitoria lui Andronic Cantacuzino, iar în 1575 ia ființă bazarul, o piață permanentă cu dughene și prăvălii care dinamizează viața economică a orașului. În secolul al XIX-lea, Buzăul cunoaște o perioadă de modernizare și dezvoltare. În 1832 se deschide prima școală în limba română, iar în 1838 este inaugurat seminarul, prima școală secundară din oraș. În 1872 se dă în exploatare calea ferată București-Buzău-Brăila-Galați, iar în 1891 este inaugurată prima fabrică de țigle din regat. Începutul secolului al XX-lea aduce o creștere a populației și o diversificare a activităților economice. În 1903 este inaugurat Palatul Comunal, iar în 1907 este deschis noul local al Spitalului Maria Minculeasa. În 1913 este înființată distileria de petrol Saturn, iar în 1923 se inaugurează Moara Zangopol. După cel de-al doilea război mondial, Buzăul intră într-o nouă etapă de dezvoltare, marcată de industrializare și urbanizare. În 1968 se înființează județul Buzău, iar orașul devine reședință de județ.
se construiesc noi cartiere și zone industriale, iar viața culturală cunoaște o efervescență deosebită, cu înființarea taberei de sculptură de la Măgura și a cenaclului literar V. Voiculescu. În 1991 se pune piatra de temelie a Catedralei Ortodoxe Sfântul Sava, un simbol al spiritualității și credinței buzoiene. Astăzi, Buzăul este un oraș modern, cu o infrastructură dezvoltată și o viață culturală bogată. Moștenirea sa istorică este vizibilă în clădirile și monumentele sale. Orașul continuă să se dezvolte, păstrându-și în același timp identitatea și farmecul său unic.